Descoperire macabră într-o gospodărie din satul Crișcăuți, raionul Dondușeni. O femeie de 51 de ani și-a găsit în ogradă fratele de 50 de ani fără suflare, iar în casă corpul însuflețit al fostului soț de 53 de ani. Descoperirea a fost făcută marți în jurul orei 8 dimineața. Potrivit oamenilor legii, victimele aveau semne de violență pe corp. În scurt timp, doi tineri de 17 și 18 ani din aceeași localitate au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de dublul omor. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele.